dimineața și seara. E dezastru cele 5 poduri din Chișinău. Și alte artiere care leagă sectoarele între ele, mai ales centru. Toată lumea pe 1, 2, 3 în mașină. Lumea n-are încredere în transportul public sau se ambiționează să umble cu transport privat, că nu e așa. Și-a luat omul căsuță pe 4 roți. De ce să nu trăiască în mașină, în ambuteiaj? E vesel. Aici un autobuz de pe timpul lui Voronin, în MAN, tot și defectat în stație. Duce la vadul lui Vodă, pe ruta 31. Dar și fără defecțiune, ce? Seara și dimineața e ambuteiaj pe strada asta, podul ăsta. Rabdă, băi, că vine omul cu bicicleta ca la orchei. Nu e și o regulă, nu e și un chec de respect. Aici de-a mâi mai liber. Tudor Vladimirescu, uzinele. Cet. Dar drumul e accidentat. Și-s cu gratii de-a lungul drumului. E foarte mult praf. Când plouă, face glot și lunecos. Când ies soarele și-l bate vântul, se ridică în aer și se intră în ochi, în gură, în plămâni. Și uite, așa ne chinuim într-un fel de smart city a la cioban. The smartest. Smartie e nebuvaie.